treia seară a galei noastre de film creștin și patriotic dedicat Sfinților Brâncoveni, gală prilejuită de sărbătorirea Sfinților Brâncoveni de către Școala Brâncovenească, cea care îi are ca patroni. Îi mulțumesc încă o dată domnului Marcel Boroș pentru generozitatea de a găzdui acest eveniment și mie îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Cei mai mulți mă cunosc, eu sunt criticul de filme Elena Dulgheru, dacă ați venit și în serile trecute, deja nu mai ai nevoie de prezentări, dar poate că mai sunt și oameni noi, bine ați venit, da? Îl salut și pe părintele, binecuvântați, ne onorează și prezența Sfinției voastre. Eu nu țineam neapărat să așez toate cărțile pe masă, dar uite, domnul Boroș m-a încurajat să fac acest lucru. Este vorba de cărțile care comentează o parte din filmele pe care le vom prezenta. O parte sunt scrise de mine, o parte sunt ale doamnei Iuliana Mateescu, cărțile dedicate doamnei Maria Brâncoveanu, pe care le-am prezentat în prima zi. Astăzi ar fi trebuit să vină și părintele director Cezar Axinte, așa cum era anunțat în program. Sfinția sa și cere scuze că nu poate să vină, trebuia să ne acorde un cuvânt al domniei sale. Ne pare foarte rău de absența sa aici, mai ales că domnia sa este, hai să zicem, spiritus rector și animatorul școlii, deci a părții educative, care e foarte importantă din cadrul Fundației Brâncovenești. Totuși, având în vedere acest lucru, m-am gândit să vă ofer o surpriză, și anume un recital de poezie. Inițial eu proiectasem un singur recital de poezie, și anume în ultima zi, mă gândisem la un recital de poezie pe tema România voievodală și care se va păstra. Acum, deoarece am fost luată prin surprindere, am zis că, uite, e nevoie să mai facem, ar fi potrivit un recital de poezie. E vorba de primul meu volum de versuri, care se cheamă Și pentru trecerea zării și alte poeme. Există un ciclu în cadrul acestui volum de poezie creștină, poezie mistică, poezie adresată, desigur, contemporaneității și trăirilor noastre contemporane, dar privită oarecum dintr-o perspectivă mistică, să spunem așa. Există și un poem final, Dive Evo, deci e adresat direct și indirect Sfântului Serafin de Sarov, care știți probabil că își odihnește Sfintele Moaște la mănăstirea rusească de la Diveevo, nu departe de locul unde importantul cuvios a psihăstrit. M-am gândit să existe colateral o temă rusă în cadrul poeziei, pentru că și în seara aceasta vom vedea un film rusesc, Andrei Rublev, despre care vă voi povesti după, vi voi prezenta. Așadar, acum să-mi permiteți un scurt recital poetic. Voi încerca să nu fie foarte lung.